Lucrările la drumul național 66A în zona Valea de Brazi pun oamenii în alertă. Localnicii se tem că supraînălțarea străzii și lipsa rigolelor de scurgere le va inunda casele. Urmează 3 zile de festival în Ținutul Momârlanilor. Va fi muzică populară și o ofertă bogată din roadele toamnei, totul începând din această seară la Petroșani. Urmează o perioadă cu instabilitate atmosferică, însă responsabilii de la Apele Române spun că nu vom avea inundații. Totuși, în Valea Jiului sunt echipe pregătite să intervină, deoarece se anunță ploi torențiale. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la știrile Mondo TV. Mai mulți oameni care locuiesc în Valea de Brazi, în vestul Văii Jiului, sunt îngroziți de ce li s-ar putea întâmpla după ce au văzut că reabilitarea drumului a ridicat prea mult terasamentul. Aceștia cred că vor fi inundați la fiecare ploaie din lipsa rigolelor pe care nu le văd pe drum și spun că deja casele le-au crăpat de la vibrațiile utilajelor. Reabilitarea drumului național 66A în zona localității Valea de Brazi a supraînălțat infrastructura cu aproximativ 20 de centimetri și pentru că pe o parte a drumului sunt case, iar pe cealaltă versantul unui munte, oamenii cred că asta le va aduce mari neplăceri, mai ales că nu văd rigolele de scurgere și nici vreun canal care să preia apa. Înălțarea drumului care este peste nivelul celui vechi, și nu era o problemă, dar dacă ne făcea rigole, cum s-au promis, și ne făcea tot ce trebuie, drumul era asigurat, în așa fel încât și noi, gospodăriile noastre, erau asigurate, în așa fel încât nu ne inunda cu apă. Asta vă temeți? Asta mă temce noi. Pentru că când plouă, vine apa, ne inundă toate curțile de aici în zona asta. Dar veți mai putea ieși din curte dacă se ridică strada acum că, nu știu, 20? Este a doua problemă foarte mare. Deci orice ne-ar face aici va fi un nivel peste ce avem noi aici foarte mare, deci nu o să putem ieși nici cum. La vecinul aici a fost tot o apă, aici în curte mizerie, rigori, nu fac rigori. Și uitați cu cât se înalță, foarte mult se înalță. Nu știu, nu ne-a întrebat nimeni, nu ne-a luat nimeni nimic, că fac rigori, ori băgat ceva plasă și după aceea ori pus ceva tuburi, nu știu, n-am înțeles ce. Nu știu ce să se... Nu temeți că veți rămâne blocați în casă? Blocați și uitați, eu am casa acolo, vedeți? Acolo. Acolo exact, vă dați seama să înalță cu cât? Cu 12, 20, 30 de centimetri. Ce facem? Cu drumul să înalță și noi avem mașina de mergem acasă. Sunt 3 căși acolo sus. Vedeți și dumneavoastră cum se mai poate circula. Și apa când vine rămâne toată, că nu mai este scurgere. Reprezentanții de RDP Timișoara dau însă asigurări că lucrările vor fi conforme. Pe partea dreaptă a drumului, dinspre versant, este șans pe toată zona unde se face consolidarea. Apele de pe versant vor fi preluate și deversate prin podețele existente sau proiectate către Valea Jiului de Vest. Și asta nu este tot, pentru că oamenii spun că utilajele le-au cam distrus casele, pentru că vibrațiile le-au creat crăpături în ziduri. Când o răcupica mărușul, că excavatoarele alea făcea casa, noi am zis că e cu tremur, tot cu tremur, vecinii, hai cu tremur, cu tremur. Când colo, până dincolo, în bucătărie, casa aici, gata, o crăpat. Aici am o cameră, aici, una dincolo, camera asta e afectată, mai la drum puțin, știți? Și peste tot, și scările crăpat, acum le-am făcut din nou, da? Reprezentanții drumarilor au aflat despre problemele de aici și au promis că le vor lua în calcul. Lucrările se fac conform unui proiect avizat, îi rugăm pe proprietar să aibă înțelegere, știm că este deranj acum, însă este șantier, dar până la finalizarea lucrării, proprietarii vor avea acces la casele lor. Furtunile prognozate pentru finalul acestei săptămâni nu vor afecta Valea Jiului. Cei de la Apele Române spun că Jiul este scăzut și chiar dacă ar ploua cu 50 de litri pe metrul pătrat, tot nu ar fi probleme pentru că debitele pot fi preluate. Toți angajații sunt în alertă și sunt pregătiți să intervină. Duminică sunt anunțate ploi torențiale în Valea Jiului, însă acestea nu ar trebui să creeze probleme. Asta spun responsabilii de la Apele Române din bazinul Jiului, iar până acum nu sunt alerte pentru zona noastră. Noi în Valea Jiului avem acum la Valea de Pești care este pregolită cu 6 metri sub nivelul normal. Nivelurile pe cursurile de apă sunt foarte scăzute. Eu zic că nu vor fi probleme, întrucât albile sunt destul de, cum să spun eu, încăpătoare și chiar dacă ne dă o prognoză de 50-60 de litri pe metru pătrat, cred că nu suntem afectați.
Apele Jiului au scăzut și pe fondul secetei, debitele fiind foarte mici, așa că nu s-ar pune problema unor inundații. Conform prognozei, în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică, ploi abundente vor afecta cea mai mare parte a României. Cele mai afectate zone vor fi regiunile sudice, precum și Carpații meridionali și de curbură. Autoritățile locale din municipiul Vulcan spun că insulele digitalizate ecologice vor fi instalate în următoarele 2-3 luni. Cetățenii sunt așteptați la primărie pentru a obține cartelele de acces. Modernizarea colectării selective a deșeurilor prin înlocuirea de pubele cu insule ecologice digitalizate reprezintă primul proiect al primăriei municipiului Vulcan pentru care s-a obținut finanțare din PNRR. Aici, în localitate, vor fi amplasate 50 de astfel de insule ecologice, care vor fi de tip suprateran și fiecare dintre acestea va avea capacitate de a deservi cel puțin 200 de locuitori. Distribuirea către cetățenii municipiului Vulcan a cartelelor cu care se va face accesul la insulele ecologice digitalizate a început din data de 16 septembrie, iar până în prezent aproximativ 2000 de persoane au reușit să le ridice de la primărie. Suntem în implementarea proiectului pentru înlocuirea pubelelor din punctele gospodărești cu acele insule ecologice. Practic avem 50 de astfel de puncte gospodărești care au fost toate reabilitate, s-a turnat o placă de beton pe care vor veni montate aceste insule ecologice. Sperăm ca în viitoarele 2-3 luni deja ele să și vină în municipiul Vulcan. Pentru aceasta am anunțat cetățenii să vină la primărie, să ridice acele cartele cu care se va face accesul propriu zis către aceste insule ecologice. Ce trebuie să înțeleagă oamenii? Că practic fiecare bloc va fi arondat către un anumit punct gospodăresc, care este cel mai aproape, iar locatarii din acel bloc vor putea depune deșeurile doar la acel punct gospodăresc pe care îl vor putea deschide cu aceste cartele. Așa se va face și o monitorizare mai bună a celor care aruncă aceste deșeuri. Vom vedea, se va ști exact ce blocuri, unde aruncă și dacă sunt probleme, sunt mai ușor de identificat. La nivel național s-au alocat peste 200 de milioane de euro din PNRR pentru investiții similare, având ca obiectiv funcționarea a aproximativ 14.000 de insule ecologice digitalizate până cel târziu pe 30 iunie 2026. Moment important pentru Universitatea din Petroșani. Luni va avea loc deschiderea oficială a noului an universitar 2024-2025. Ceremonia de deschidere va aduna o comunitate diversă formată din studenți, cadre didactice, dar și personalități din diverse domenii de activitate, reprezentanți ai autorităților locale precum și județene. În urma celor două sesiuni de admitere, peste 1000 de boboci de la studiile de licență, master și doctorat vor porni oficial de luni într-o nouă călătorie academică prin prisma Universității din Petroșani. Cu un program variat și resurse valoroase, anul universitar 2024-2025 promite să fie unul memorabil, plin de realizări și progres pentru fiecare student în parte. Luni deschidem un nou an universitar 2024-2025, un an în care în urma admiterii vor veni peste 800 de studenți în anul întâi, vor veni peste 400 de studenți la master și circa 35 de studenți la doctorat. Este un nou an în care continuăm proiectele atât pentru digitalizarea universității, continuăm proiectele pentru creșterea condițiilor de cazare în cămine, de servirea mesei la restaurantul studențesc. Continuăm proiectele pentru crearea unor condiții optime în anfiteatre, laboratoare de studiu și de cercetare. Este un nou an în care nu neglijăm internaționalizarea, creșterea vizibilității universității în întreaga Europa, atât prin consorțiu din care facem parte Eureka Pro, cât și prin relațiile bilaterale cu universități și firme de renume din Europa și nu numai. Este așadar în intenția noastră
un an nou cu, sperăm, cu realizări mai bune decât în anii precedenți. Ceremonia de deschidere a anului universitar 2024-2025 se va desfășura în aula Universității din Petroșani, cu începere de la ora 10. O nouă acțiune de colectare a deșeurilor electrice și electronice va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, de această dată în estul Văijiului, la Petrila. Organizatorii campaniei spun că preluarea echipamentelor se face direct de acasă. Se colectează orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii portabile, corpuri de iluminat care nu mai sunt utilizate, intră în categoria DEE, deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice și trebuie reciclate. Serviciul se adresează atât gospodăriilor individuale cât și instituțiilor și firmelor private. Pentru firme, instituții, cei ce colectează deșeurile pun la dispoziție întreaga documentație necesară casării, scoaterii din gestiune și raportării către Autoritatea Națională. La final, cei care colectează participă la o tombolă cu premii. Cei interesați trebuie să sune la numărul de telefon 0735 383 381. 156 de sarcini au fost confirmate prin Programul Național de Fertilizare. Acesta pune la dispoziție 10.000 de proceduri eligibile, iar specialiștii îi îndeamnă pe cei care vor să se înscrie să fie atenți la completarea documentelor. Mii de dosare au fost deja depuse, iar cuplurile, ori femeile singure, pot aplica pentru a beneficia de sprijinul financiar pentru fertilizarea in vitro. Este o măsură care deja a dat roade și numai în ultima perioadă vorbim de 156 de viitoare mămici. Avem 156 de sarcini confirmate în urma acestui program. 5.046 dosare depuse, 3.100 dosare analizate, 2.088 dosare declarate eligibile, 366 dosare incomplete, 1.272 de contracte semnate de către ambele părți. De asemenea, 700 de vouchere comandate, 700 de vouchere emise, 250 de contracte aflate pe circuitul de semnare. Vreau să menționez că, în medie, în fiecare zi, sunt analizate 100-150 de dosare. Sunt însă și disfuncționalități, iar majoritatea țin de lipsa documentelor necesare, așa că doritorii sunt sfătuiți să fie foarte atenți. Aceste documente sunt analizate în ordinea depunerii, iar reanaliza dosarelor incomplete se face în ordinea completării documentelor solicitate. Facem un apel către toți beneficiarii care doresc să aibă acest program să fie atent la aceste aspecte ale metodologiei. Guvernul a aprobat un ajutor financiar pentru tinerii care își doresc să devină părinți, însă nu pot din cauza infertilității. Fiecare cuplu sau femeie singură poate să primească un sprijin de 15.000 de lei pentru decontarea tratamentului de fertilizare in vitro pentru obținerea unei sarcini. Sunt eligibile femeile ce au între 20 și 45 de ani. La începutul anului 2024, în România erau înregistrați 3,7 milioane de copii, cu 80.000 mai puțin comparativ cu perioada similară a anului trecut, a anunțat Institutul Național de Statistică. Potrivit datelor INS, transmise cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului anul trecut la oficiile de stare civilă din România, au fost înregistrați 155.400 de copii, cel mai mic număr de născuți vii din 1934 până în prezent. E vremea mustului, a strugurilor copți, a legumelor și fructelor de toamnă. Așa că la Petroșani, în Ținutul Momârlanilor, ne adunăm să petrecem cu cei dragi. Vor fi 3 zile de festival pe centrul civic al municipiului. Ținutul Momârlanilor a adus la Petroșani muzică populară și o recoltă bogată, de la vânzătorii de must și vin, la cei care aduc fructe, legume, ceapă roșie, usturoi împletit pe funie, ori produse din carne realizate după rețete proprii, toate se regăsesc pe tarabe. E vremea de a sărbători recolta așa cum se cuvine, iar producătorii ne îmbie fiecare cu ce are. Suntem din comuna Turcinești, dintr-un sat de sub munte, și am venit cu produse naturale de la noi, de la țară. Netratate, nestropite, totul natural. De exemplu, merle, sunt un soi de mere care are, cred că, 70-80 de ani și perle la fel. Must, vin, totul din gospodăria noastră. Gama este de produse diversificată, pastă de măceșe, dulcețuri, de prune, de vișine, caise, piersici și multe altele, dulceață de nuci verzi, zacuscă, hrib, vinete, fasole,
siropuri, tot așa, vișine, căpșuni, brad. De unde veniți dumneavoastră? De la Mușetești, din Gorj. Venim de la Ponor, de Hunedoara. Am venit cu produse afumate de porc, proaspete, de casă. Sperăm să placă. Este o rețetă specială pe care o faceți de data aceasta? Doar o rețetă tradițională, nu neapărat specială, nu condimentăm excesiv, doar să fie bun. Cu fructe, băutură, mie must, vin, struguri, pere. Din producție proprie, din solare, de la noi. Avem fasole, roșii de grădină, se observă, castraveți. De unde veniți? De la Turcinești. Pe scenă vor urca artiști care reprezintă Valea Jiului din Asociația Culturală Lirica, Rapsodia Munților, Mesagerii Iubirii, ori Cornel Todea, iar cap de afiș va fi binecunoscuta Veta Biriș. Suntem la o nouă ediție a târgului de produse tradiționale. Mă rog, noi practic punem la dispoziție aceste spații producătorilor, fie că vorbim de producătorii autohtoni, fie că vorbim de cei care vin din altă parte, așa cum avem în spate pe cei din Gorj, cred că sunt. Vor fi două zile de manifestații și spectacole artistice. Capul de afiș al spectacolului va fi Veta Biriș, care va cânta pe scena care se amplasează aici, lângă noi. Târgul de produse tradiționale, ca și spectacolele, vor ține până duminică. Pe scenă vor mai urca Juni Petrileni, Ionela Maghiari, Iordana Rad, Nelu Ban Fântână, Claudia Ghițulescu, Ionel Marțincu, Lenuța Ciută, Teodora Filip și Victorița Lăcătușu. Oferte atractive pentru cei care trec pragul magazinelor Royal Optica în următoarea perioadă. Ne așteaptă reduceri semnificative și discounturi de până la 780 de lei la ochelarii cu lentile progresive și heliomate. Reducerea este valabilă de acum până la sfârșitul lunii următoare, ceea ce înseamnă că fiecare client interesat de îmbunătățirea vederii beneficiază de o oportunitate unică, excelentă pentru toți cei care își doresc un confort vizual sporit, fără ca bugetul să fie afectat. Gama diversificată de produse de marcă și modele unice asigură menținerea legăturii cu cele mai noi tendințe din domeniu. Oferirea de ochelari pentru orice stil, de la rame elegante la ochelari sportivi, garantează soluții pentru toate preferințele și nevoile clienților. Ai șansa să economisești până la 780 de lei la ochelari cu lentile progresive și heliomate, din gamele Rodenstock și Interoptic. Vino în magazinele noastre Royal Optica din Vulcan, Lupeni și Petroșani și bucură-te de o vedere clară și confortabilă la prețuri speciale. Crearea unei viziuni mai bune devine astfel ușor realizabilă. Ochelarii inteligenți de la Royal Optica, cu un confort vizual remarcabil, se adaptează stilului de viață modern. Cu această informație încheiem știrile Mondo TV de astăzi. Rămâneți cu rubrica Meteo. Vă dorim să aveți un sfârșit de săptămână cât mai bun!